Bună ziua, stimați colegi, și bine v-am regăsit la un nou tutorial. Sunt profesor Mihai Mihăiescu și vă propun în minutele următoare să descoperiți cum puteți selecta și exporta resurse educaționale deschise create în cadrul proiectului CRED. Pe pagina play.educred.ro puteți identifica o bază de date cu resurse educaționale deschise pe care le puteți selecta și apoi exporta în funcție de nevoile dumneavoastră. Pentru a putea selecta resursa educațională deschisă potrivită, puteți alege nivelul educațional primar sau gimnazial, disciplina și, bineînțeles, clasa la care vreți să utilizați acea resursă, inclusiv competența specifică. După cum observați, cu butonul căutare au fost identificate 3 resurse. Găsește numărul, unde te găsesc, respectiv reprezentarea numerelor de la 0 la 100. Puteți exporta datele în formatul Excel și în felul acesta pe desktopul dumneavoastră, pe device-ul dumneavoastră, puteți avea o bază de date cu resursele educaționale deschise și cu descrierea fiecăreia în parte. Și bineînțeles cu linkul la care puteți descoperi sub format video sau în format livresc aceste resurse. Așa cum puteți observa, și pentru nivelul gimnazial puteți selecta una dintre resurse pentru disciplinele din curriculum și pentru clasele a 5, a 6 și a 7 aveți la dispoziție pentru fiecare disciplină în parte și pentru fiecare competență specifică câte o resursă educațională deschisă. Iată aici, pentru matematică, clasa 5-a, 4 resurse, numere naturale, scrierea în baza 10, o resursă pentru lecția numere prime și ce ne permite cunoașterea CNP-ului. O să accesăm linkul și în acest moment avem deja acces la formularul Google Docs pe care îl puteți adapta la nivelul elevilor dumneavoastră, la nivelul de pregătire al elevilor dumneavoastră. De asemenea, iată și o resursă sub formă video pentru matematică, clasa a 5-a. Iată-ne pe canalul EduCred Gimnaziu. Puteți alege să urmăriți descrierea a acestei resurse educaționale deschise și, bineînțeles, să o utilizați la clasă într-o activitate de învățare potrivită. Puteți reseta căutarea și puteți căuta inclusiv tutorialele pentru cadrele didactice și managerii de unități școlare, tutoriale ce vizează competențele pedagogice digitale și manageriale, bineînțeles. Vă doresc succes și vă mulțumesc! La revedere!